Nu știu dacă vă dați seama din imagini, însă aceasta nu este o drujbă electrică, ci este un flex care i-am făcut o adaptare, i-am pus o lamă de drujbă. Am descoperit un nou magazin chinezesc denumit Banggood, iar acolo am descoperit, pe lângă alte lucruri pe care le-am comandat, această adaptare pentru flex. Practic este un kit care se poate monta pe un flex, este o lamă de 30 cm pentru flexurile de dimensiuni mici. Când ne-a ajuns coletul, cam așa arată tot kitul, asamblat frumos în această cutie, iar în interior, odată ce deschidem cutia, vom putea găsi toate componentele necesare. De exemplu, în această punguță este lanțul, aici este capacul care va strânge lama și lanțul, o gardă de protecție, un bidonaș pentru ulei și câteva chei. Aici este o brățară cu ajutorul căruia vom strânge lama. Acolo avem un mâner. Aici avem pinionul, șuruburi și întinzătorul de lanț. Suportul pentru lamă. Lama în sine. Cum puteți vedea, 12 inci, adică 30 cm. Și instrucțiuni de folosire. Cam acestea sunt toate componentele înșirate. Instrucțiunile de folosire sunt doar câteva imagini cu ajutorul cărora putem duce la bun sfârșit asamblarea kitului. Iar mai apoi, pentru a face transferul acestui kit pe un flex, în primul și în primul rând, va trebui să îi demontăm protecția, apărătoarea acestuia, după care va trebui să dăm la o parte piulița de strângere a discului și piulița sau șaiba port disc. Instalarea kitului nu este foarte complicată, iar în următoarele imagini vom încerca pe repede înainte să vă arătăm cum am procedat noi pentru instalarea kitului. Observăm suportul de lamă și brida acestuia, au acele două nervuri care se vor poziționa pe aceeași parte, iar apoi luând două șuruburi din kit, am avut același tip de șurub cu aceeași dimensiune și cu același cap, imbus, am prestrâns pe cele două, iar apoi folosind orientare ca și orientare cele două nervuri, am pus cu acestea către partea de prindere a apărătoarei, pentru că acolo se va prinde suportul pentru lamă. După ce le-am așezat pe acestea într-o poziție longitudinală față de mâner, pentru ca lama să vină în prelungirea mânerului, am mers mai departe și am strâns consistent șuruburile pentru ca suportul de lamă să fie stabil față de mânerul flexului. Iar apoi următorul pas a fost să punem pinionul și vom vedea că avem două incluse în kit. Unul este mai mic, nu se potrivește pe șurubul flexului, însă cel de-al doilea se potrivește perfect. Iar apoi am folosit piulița de strângere a discului și cheia pentru a le strânge foarte bine, pentru ca pinionul să rămână acolo. Pasul următor este să poziționăm șurubul cu ajutorul căruia vom strânge lanțul, iar mai apoi putem merge mai departe pentru a scoate lanțul din punga lui în care ne-a fost livrat și apoi să-l punem pe lamă cu orientarea care trebuie. Observăm acum că noi punem pintenii către tăierea lemnului. Aceasta este orientarea de montare a lanțului de drujbă, iar apoi îl poziționăm pe lamă și vom merge mai departe pentru a-l instala. Îl vom pune după pinion, iar apoi îl vom așeza în suport. Acesta se așează pe suportul de lamă, însă aici nu îl puteam poziționa pentru că șurubul de strângere are acel nit care trebuie să intre în lamă. Iar odată ce l-am pus, vom strânge cu ajutorul șurubelniței, vom strânge lanțul. Observăm în imagine cum lanțul se strânge. Mergem mai departe și punem capacul din plastic, care are rol și de protecție pentru a nu ne prinde mâinile acolo unde se angrenează lanțul. Iar apoi punem cele două șuruburi rămase, altele nu mai sunt, punem apărătoarea și folosim cele două piulițe pentru a le strânge împreună. După care mergem mai departe și le strângem foarte bine. Dacă nu facem asta, putem să riscăm să ni se slăbească lanțul. Următorul pas este să prindem mânerul, mai avem două șuruburi cu ajutorul căruia vom prinde mânerul în suport. Acesta se poziționează pur și simplu pe partea cu capacul din plastic, iar apoi pe partea cealaltă vom putea pune șuruburile. Întâi îl punem pe cel de jos pentru a susține mânerul în loc, iar apoi folosind această clemă, de fapt nu o folosim momentan, ci o poziționăm înainte de prinderea șurubului, pentru că pe acea clemă vom prinde bidonașul de ulei pentru ungerea lanțului. O dată ce am făcut asta, strângem foarte bine șuruburile, pentru că acum totul este finalizat. Tot ce trebuie să facem este să adăugăm ulei
în rezervorul respectiv. După ce am adăugat ulei, îi punem căpăcelul, mai apoi mergem mai departe și o să-i punem acel furtunaș care are un niplu în unghi la 90 de grade care intră într-un orificiu care va duce uleiul către ungerea lanțului. Iar apoi tot ce a trebuit să facem a fost să punem flexul în priză și să-i dăm drumul să vedem dacă acesta funcționează. Observăm că totul momentan este în regulă, trebuie să avem grijă atunci când încercăm să tem să ne protejăm. După cum vedem, ne-am pus mănuși și ochelari de protecție și am început cu un lemn destul de subțire și mai verde, iar acesta n-a avut nicio problemă în a-l tăia. După care o să vedem că am mers mai departe și am tăiat ceva mai uscat și apoi ceva din nou verde, ceva mai gros, iar chiar a tăiat foarte bine, fără absolut nicio problemă. S-a descurcat foarte bine, chiar foarte bine, dar dacă am vrea să o folosim cu un flex cu acumulator, oare aici cum se va descurca? S-a descurcat destul de bine și folosind acest flex cu acumulator și aici încercăm să curățăm un tufiș într-o zonă în care nu avem cablu electric, deci trebuia să venim cu o drujbă motorizată pe benzină, iar pentru că acesta nu avea ramurile foarte groase, putem spune că puteam să îl defrișăm complet fără absolut nicio problemă. Totuși am descoperit două mici chestii care nu știu dacă se pot regla sau nu. Cel mai probabil putem să găsim o soluție pentru a rezolva problema. Una este că lanțul se scăbea destul de repede, deci trebuie să avem grijă atent atunci când ea să îi mai strânge lanțul din când în când. Iar a doua, care probabil era în legătură directă cu prima, este faptul că uleiul nu se duce direct către lanț, cumva se duce către în jos. Și atunci aceasta poate fi o problemă pentru că ea se încinge și atunci lanțul se poate slăbi. Cam acestea au fost informațiile, noi sperăm că utile, iar până data viitoare, că vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!